fie tocate. Dar trebuie să o fac, să bag în... Și asta e a doua. Colectați selectiv, de obicei? Bineînțeles. Cât de important este acest proces? Este foarte important pentru că ușurăm munca celorlalți. Am o cutie numai pentru hârtii și o cutie pentru sticle, metal și le aduc părând. Așa am fost învățat. Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile în aceste containere este foarte important datorită faptului că aceste deșeuri se degradează foarte greu aruncându-le în natură sau la containerele menajere care se duc la groapa de gunoi. Și încercăm să colectăm cât mai bine împreună cu populația orașului Constanța pentru a atinge targeturile pe care le avem impuse de către Uniunea Europeană. Care sunt aceste targeturi? Targeturile sunt cel puțin 50% din valoarea totală a deșeurilor reciclabile pe un an de zile. Cum știți, până acum două săptămâni, în cadrul orașului Constanța, au fost amplasate în diferite locații containerele tipul iglu de culori diferite, cele trei culori galben, albastru și verde, care adunau selectiv hârtia, cartonul, plasticul și metalele și sticla. Urmând ca în următoarea perioadă, până în prezent, sunt amplasate cele 300, aproximativ 300 de containere galbene care vin în sprijinul și în ajutorul acestor containere tip iglu și cantitățile, să știți că au început să crească de la o zi la alta, urmând ca în perioada următoare să atingem targetul nostru care este de 900 de containere galbene care vor fi amplasate la toate platformele de deșeuri menajere din cadrul orașului Constanța. La câte zile sunt adunate aceste deșeuri și care este procedeul exact? Ele sunt adunate zilnic de către auto specială pe care este inscripționat cuvântul reciclare. Ele sunt pe cartiere. Cam care este cantitatea de deșeuri pe care ați ridicat-o în ultima lună, să zicem, sau în ultimele două luni? Din calcule și din greutățile pe care le avem de la stația de sortare, cantitatea de deșeuri reciclabile pe ultima lună a început să crească, depășind 120 de tone, ceea ce este un lucru îmbucurător pentru orașul nostru, urmând ca, după ce o să fie amplasate toate containerele galbene, să atingem, sperăm, 150 spre 200 de tone lunar. Un apel către cetățeni? În primul rând, îi rog să colecteze selectiv cât pot și în casă, în primul rând, adică din casă pornește tot de la sursă, să le curețe de eventualele lichide care pot contamina, în special peturile și recipientele din plastic, și să le strivească înainte de a le depozita pentru a optimiza volumul acestor containere.